Astăzi, la rubrica Natura e acasă, vorbim despre criza apei. Și ca de obicei, alături de mine este Deiu Stanciu, ambasador Fondul Mondial pentru Natură. Bun găsit, Deiu! Bună, mâna! Deja se vorbește despre criza apei. Ne teamă de acest lucru și, din păcate, sunt situații în care rămânem fără apă deja. A scăzut nivelul apelor dulci și omenirea se află într-o situație destul de delicată. Ce anume cauzează acest lucru, această criza apei? Principalele cauze sunt temperaturile ridicate și precipitațiile neregulate cauzate de schimbările climatice. Și asta duce la evaporarea rapidă a apei din râuri și din lacuri și uneori chiar la secarea completă. Agricultura intensivă iarăși contribuie foarte mult la acest factor și utilizarea nesustenabilă a resurselor de apă contribuie la această criză. Spune că 70% din consumul global de apă provine din agricultură. Nu e singurul domeniu responsabil, să zicem, pentru această criză a apei, dar dacă tot ai amintit despre agricultură intensivă, cum afectează acest lucru, acest domeniu, resursele de apă? Odată, irigațiile extensive, extragerea excesivă a apei din râuri și din lacuri pentru uz agricol, duc, cum am spus, la scăderea nivelului apei și la secarea completă. Și schimbă și cursurile de apă și afectează asta și zonele umede. Iar defrișările masive reduc capacitatea solului de a reține apă și de a realimenta pânza freatică. Și pentru că ai pomenit despre defrișări, asta mă duce cu gândul la urbanizare da. și la dezvoltarea infrastructurii. Ce rol joacă această dezvoltare economică în, în povestea pe care o trăim astăzi în ce privește criza apei? Putem aminti trei elemente care contribuie la acest efect devastator. Construirea de baraje, de diguri sau de canale pentru controlul apei perturbă cursurile naturale ale râurilor și distrug, evident, capacitatea zonelor umede de a reține apă, mai ales în timpul inundaților, care, evident, ne-ar prinde foarte bine în condiții de secetă. Iarăși, în orașe, suprafețe întinse de asfalt înseamnă că, automat, apa nu mai poate pătrunde în sol și duce, evident, la inundații, dar și la lipsă de apă pentru plante și pentru animale. Zilele acestea asistăm la un scandal între Ministerul Energiei și ONG-urile de mediu, care nu neapărat se opun unor proiecte hidroenergetice, dar încearcă să atragă atenția asupra faptului că. E foarte important atunci când dezvolți o infrastructură, când dezvolți un astfel de proiect, să fii atent la impactul pe care are, îl are asupra mediului. Exact. Cine și ce ar trebui să facem, de fapt, ca să ajungem la un echilibru? În principal autoritățile, dar și omul de rând se poate implica. Aici de la VVF România, eu fiind ambasador, pot să vorbesc și despre VVF. Încercăm să diminuăm efectele inundațiilor și ale secetei printr-o acțiune care se numește în termeni abstract revenire la natură. Dar ce înseamnă chestia asta în termeni tehnici? Reconstrucție ecologică. Dar sunt acțiuni și relativ ușor de înțeles, adică reconectăm râurile cu fostele lor lungi inundabile, care în trecut au fost regularizate prin diguri și îndreptări ale cursului, iar în felul acesta, lunca poate din nou să acționeze ca un burete și, cum spuneam mai devreme, să absorbă apa în exces, iar atunci când vine viitura, să o elibereze treptat. Când din amonte nu mai vine un debit suficient de uh, suficient pentru oameni, pentru agricultură, pentru, agricultură uh, pentru navigație, dar și pentru specii de animale și de plante uh, care chiar depind de această apă. WWF iarăși lucrează cu agricultorii pentru utilizarea durabilă a resurselor de apă, dar și pentru uh, reducerea poluării rezultate din uh, agricultura intensivă. Mi se pare foarte important ce faceți voi, cei de la VVF, din această perspectivă, dar cred că este și mai important ca autoritățile să aibă o viziune globală asupra acestei probleme în privința crizei apei și să sperăm că până la urmă ne vom întâlni la mijloc și noi, cei din societatea civilă și cu autoritățile care trebuie să, să pună în, în practică un, măs un plan. Doamne, ce scuze! Sper că până la urmă o să reușim să ne întâlnim la mijloc cumva în acest drum pe care îl avem de parcurs împreună pentru că apa este o resursă limitată, a început să dispară și va trebui să ne unim forțele să venim cu un plan de măsuri care să ne ajute pe noi oamenii, dar care să lase și partea economică să se dezvolte. Îți mulțumesc tare mult, Deiu, și să le spunem ascultătorilor Misiunea Verde că dacă vor să afle mai multe informații, puteți intra pe site-ul www.vvf.ro iar noi ne întâlnim și săptămâna viitoare cu o altă temă interesantă. La revedere și vă mulțumesc mult!